Casa Fălcoianu a Muzeului de Istorie din Roman găzduiește o expoziție temporară de etnografie intitulată sugestiv Odoare dintr-un sipet vechi, măștile populare. Aceasta a fost vernisată marți, 12 iulie 2016, fiind însoțită de un colocviu cu aceeași temă la care specialiștii în domeniul etnografiei și folclorului au vorbit auditoriului despre importanța păstrării patrimoniului etnofolcloric românesc ca pe una din marile comori moștenite de la moștrii și strămoșii noștri care ne definesc ca națiune. Am dat atenția acestui subiect pornind de la ceea ce noi organizăm în timpul liber. Este vorba de târgurile de meșteri populari care au deja vechime în Roman. Manifestări foarte accesibile unui public larg și divers, fiind manifestări stradale. Manifestări pe care noi ne străduim să le ținem în sfera culturalului. Deci, preponderent activități expoziționale, culturale și mai puțin activități comerciale. Din păcate, societatea actuală ne forțează să mergem atât pe noi ca organizatori, cât și meșterii prezenți în aceste manifestări, îi forțează să meargă către sfera comercialului și e mare păcat, pentru că sub impulsul necesității de moment se pierde un bagaj impresionant de tradiție. La realizarea expoziției și a colocviului și-au adus contribuția și specialiști de la Muzeul Municipal din Pașcani, unde a existat o expoziție de etnografie ce merită vizitată, care însă, din păcate, nu funcționează într-un spațiu propriu adecvat unor asemenea expoziții. Am colaborat cu Muzeul de Istorie din Roman, în calitate de muzeograf, ani de zile, la ora actuală sunt directorul Casei de Cultură din Pașcani. Mă bucur că am putut ajuta în continuare la organizarea de activități în comun și prin care să pun în valoare Muzeul Municipal din Pașcani. Știu, le-am recunoscut de fapt și de drept câteva din obiectele de la Muzeul din Pașcani. Este vorba de câteva măști, am văzut niște buhaie. Sper să vă bucurați de imaginea, de vederea acestor măști. Și ceea ce îmi doresc cel mai mult este să știți că și la Pașcani există un muzeu, un muzeu care, din păcate, de ani de zile nu reușește să aibă un spațiu în care să fie expuse aceste obiecte. Deocamdată, marea majoritate stau în depozit, iar pe holul instituției pe care o reprezint la ora actuală, Casa Municipală de Cultură, puteți veni și veți vedea o colecție, zic eu, destul de frumoasă. La contribuția realizării acestei expoziții temporare de etnografie și-a adus contribuția și profesoara Rodica Popa, director al Școlii Gimnaziale din Dulcești, care a subliniat importanța exponatelor etnografice în păstrarea comorilor folclorice ale neamului românesc. Urcându-mă în podul bunicii și al mătușii din satul Corhana, comuna Dulcești, și văzând cărni, străchini, oale din lup, de diferite forme, mărini, culori, modele, obiecte pentru țesut, spate, statile, furci, fuse și altele, m-am hotărât să înființez un muzeu etnografic în care să expun obiectele vechi, tradiționale, de lucru ale bunicilor mei. De asemenea, bunica mea ne-a dăruit un costum popular, costumul ei popular, costumul bunicului meu, scoarțe, prosoape, cuverturi și alte obiecte lucrate din mâna ei, pe care le-am primit cu drag, le păstrez și le valorific în același timp. Cu ajutorul lui Dumnezeu și altor colegi, am realizat un proiect educațional, Valorile satului românesc, păstrate în Muzeul Etnografic. Organizatorii apreciază și contribuția generației tinere la păstrarea comorilor spirituale ale neamului românesc și cred că trebuie făcut mai mult pentru ca aceștia să le păstreze pentru generațiile viitoare. Cred și sunt convins că sunt mărturiile a orii de muncă și mărturii ne duc cu gândul la un anumit specific și la o anumită zonă din care fac parte, după cum am spus și dumneavoastră, că sunt expuse pe zone. Despre colecții și despre portul popular, despre etnografie, am intrat și eu, pot să spun, în acest loc de timp și sper să fiu martor la cât mai multe evenimente de genul, să pot participa și să pot să învăț foarte multe lucruri de la dumneavoastră, de la cei care ne sunteți profesori, mentori și
persoane care păstrează încă tradiția. Masca populară românească trebuie văzută, susține eruditul profesor Gheorghe M. Ciobanu, ca pe un concept al spiritualității noastre ancestrale. Am trecut de noblețe obliși și am trecut de măști obliși. Masca nu trebuie să fie văzută ca o mască de anul nou sau o mască de la circ, ci este un concept al civilizației și, mai bine zis, al spiritualității. Organizatorii au mulțumit tuturor colaboratorilor care au făcut posibil organizarea unui asemenea eveniment cultural de mare valoare la realizarea colocviului și al vernisajului expoziției Odoare dintr-un sipet vechi, măștile populare. Au contribuit specialiști de la Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul de Etnografie Piatra Neamț, Școala Gimnazială Dulcești, Complexul Muzeal Județean Iulian Antonescu și Muzeul de Etnografie Bacău și Muzeul Municipal Pașcani, precum și o serie de colecționari particulari, deținători ai unor obiecte de mare valoare etnografică. Romașcanii iubitori ai valorilor noastre tradiționale pot vizita în cursul acestei veri expoziția temporară organizată la Casa Fălcăuianu de marți până duminică între orele 9 și 17.